Nu mai intri îmbrăcat așa în sală. Dă-vă telefon la poliție. Dă-vă telefon la poliție. Spune că e un intrus îmbrăcat și vin în sală de operație. Conflictul a izbucnit chiar în sala de operație între medicii din cadrul secției de urologie. Medicul Liviu Riza ar fi intrat în hainele de stradă în blocul operator pentru a se certa cu colegii. Nu e nicio haină de stradă, am dădusem jos halatul alb, eram în bluza asta puțin mai groasă că zlăcit și e pantalonul alb de spital și lupaul știa de ce trec, că se iau cheile și după ce mi-a spus că vezi că e secretara, au început scandalul, că am aflat că așteptau să vin să filmeze. Scandalul a continuat și în afara sălii de operație, fiind chemată și poliția. Ulterior, medicul Riza a mers și a depus plângere la poliție pentru că a fost insultat. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că între doi medici din cadrul unui spital din Craiova ar fi avut loc o altercație verbală, în urma căreia unul dintre aceștia ar fi adresat celuilalt cuvinte și expresii jignitoare. La nivelul secției 2 a fost depusă plângerea, care a fost înregistrată, iar în prezent polițiștii desfășoară verificări în vederea lămuririi stării de fapt, urmând ca în funcție de aspectele pe care le vor constata să ia măsuri corespunzătoare. Conducerea spitalului a demarat o anchetă după incidentul de aseară. Conducerea spitalului nu poate tolera și nu acceptă un asemenea comportament din partea domnului dr. Riza. Ceea ce a făcut dânsul afectează grav activitatea medicilor din clinică, precum și integritatea actului medical. Dânsul are deja 4 plângeri depuse din partea colegilor la conducere și cazul va fi discutat în comisia de disciplină. Medicul urolog care este acuzat că ar fi generat scandalul a fost concediat anul trecut pentru abateri disciplinare, dar a câștigat în instanță dreptul de a fi reîncadrat pe post.